Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere în această lună mai. Aș vrea să vedem, să vedeți și voi, cum se va manifesta iubirea unei anumite persoane la care vă gândiți în această perioadă. Și zic în această perioadă că poate fi evident oricând, atemporală, puteți să ascultați și peste un an de zile și peste jumătate de an, dar știți bine că toți ne schimbăm felul de manifestare a dragostei în funcție nu doar de planete, dar și de stările noastre și de experiențele prin care trecem în relație și la nivel personal. De aia zic în această perioadă. Pentru că toți ne schimbăm manifestarea sau felul de exprimare de-a lungul timpului. Aveți, după cum vedeți, patru numere. 1, 2, 3 și 4. Acum v-aș spune florile, dar prefer să le spun în momentul în care fac prezentarea. Vă puneți pauză, vă alegeți, iar eu o să încerc să așez camera în poziția normală, eventual fără pauză, da? Fără pauză, pentru că știți bine că mi se decalează sunetul în momentul în care, nu știu de ce, în momentul în care pun pauză. Ia să vedem dacă reușesc să așez bine camera. Da? Ok, voi v-ați ales, vă puneți pauză. Ok. O să las florile aici pentru că îmi plac foarte mult. Acum, hai să începem. Hai să începem. În primul și în primul rând. Să vedem unde sunteți voi. Unde sunteți voi în această dragoste. Unde sunteți? Ok, să iau cusetul ăsta. Da? Situația actuală, la numărul 1. Cei care ați ales floarea de măr. Interesant. Este albă și alb și roz. Este o dragoste pură, sinceră. S-ar manifesta sinceritate, cel puțin unul dintre voi, dar eu spun despre persoana la care vă gândiți. Într-un fel, o latură a acestei persoane s-ar manifesta într-un mod pur, sincer, și pentru că floarea de măr în timp produce măr, se va manifesta ceva fructuos din această dragoste. Chiar dacă poate nu este super expansivă, da? Ceva deosebit se va produce în timp, gustos, dulce și nu doar atât, sănătos, că totuși mărul e sănătos, da? Deci pentru cei care ați ales primul număr. Acum, haideți să vedem situația în care sunteți voi sau în această poveste, da? Numărul 1. Situația în care vă aflați voi în această relație cu acest personaj. Evident că puteți să aveți mai multe personaje la care vă gândiți, cu unii vorbiți, cu alții nu vorbiți. Unde sunteți voi? Oh, ce frumos! Regele de cupe, 4 de spade, regina de bâte. Simt nevoia să mai pun o carte. Ok, 9 de cupe. E trebuie să am simțit această nevoie. Unde sunteți voi față de acest personaj? Că vorbiți, că nu vorbiți, voi simțiți multă dragoste. Această puritate o transmiteți pentru că aveți 9 și cu 1, 10. Simțiți multă dragoste? Poate că și personajul respectiv are tot atât de multă dragoste. Poate, posibil, da? Că doar am vorbit de o dragoste pură, de o manifestare sinceră. O iubire nu musai inocentă. O iubire care înflorește în timp. Da? Și care crește ca un pom, da? Este durabilă. Este rezistentă. Și pentru astfel de iubire, aveți nevoie, într-adevăr, de un rege de cupe. Aici se pare că sunteți voi, da? Regele de cupe, 4 de spade, regina de bâte și 9 de cupe. Multe cupe, multă pasiune, dar și prea multă analiză. Voi stați și vă gândiți la această dragoste. De ce simțiți? Cum puteți să simțiți atât de multă dragoste și atât de multă pasiune și atâtea emoții? O stare de euforie în preajma acestei persoane. Asta simțiți voi. Pe de o parte, unii dintre voi aveți de vindecat niște răni pe care le-ați avut, nu musai, deși e posibil, și față de această persoană, dar și față de alte persoane din viața voastră, față de care ați simțit emoții profunde și pasiune. Că știți că pasiunea nu e una și aceeași cu emoțiile, da? Și posibil unii dintre voi, în timp, de-a lungul timpului, ați avut și relații bazate pe atracție fizică și relații bazate pe emoții, romantism și sentimente. Însă,
Încerc să citesc cărțile un pic mai altfel, însă, la un moment dat, ați fost răniți, pentru că apare un trei de spade. Și v-ați dat timp să analizați, poate acum analizați prea mult ce se întâmplă și ce simțiți față de această persoană, pentru că față de această persoană simțiți mai mult decât ați simțit față de ceilalți. Aveți regele de cupe, regina de bâte și nouă de cupe. Ceva ce crește, cum a spus, de-a lungul timpului și în voi. Aceste emoții cresc și această pasiune crește și în voi. Ok, hai să vedem ce simt ei sau cum v-ar iubi, ce simt ei în această perioadă față de voi. Ce simt ei în această perioadă față de voi? Hai să vedem numărul 1. Wow, împărăteasa. Am zis că vă oglindiți într-un fel sau altul. Șapte de monede. Valetul de spade și... Oh, diavolul. Simt nevoia să mai pun încă o carte. Da, uite, două. Nouă de spade și asul de spade. Au fost clar niște dezamăgiri, continui să scot, v-ați detașat unul de altul, ați încercat să vă detașați emoțional, a apărut această detașare emoțională, pentru că amândoi se simțiți extrem de puternic unul față de celălalt, această detașare emoțională a aprofundat răni pe care le-ați avut din trecut, din alte relații, trei de spade, da, reapare și aici. Da? Deci, într-un fel sau altul, vă declanșați sau vă atingeți niște puncte sensibile, dar așa se întâmplă cu sufletele perechi. La capătul setului de cărți și aveți 4 de bâte. Da. Trebuie să alegeți între însingurare, între tăcere, între neexprimare sau neverbalizarea acestor stări și manifestarea bucuriei, de fapt, care se poate, care există, de fapt, între voi. 4 de bâte înseamnă bucurie, o întâlnire. O întâlnire în care vă bucurați unul de celălalt. Deci, ce simte ei? Împărăteasa. Că sunteți bărbați, femei, nu contează. Simt că îi creșteți, apropo de acest context fructuos al florii de măr, da? Lângă voi pot să crească. Și emoțional și financiar. Simt o dragoste maternă față de voi. Își doresc să ofere. Deci, regele de cupe și împărăteasa, amândoi sunt foarte generoși din punct de vedere emoțional. Interesant că în această perioadă împărăteasa reprezintă semnului Venus, da? Nu neapărat, dragii mei, nu neapărat zodia Taurului. Acest context al zodiei Taurului amplifică dragostea dintre voi. Vedeți cartea? Amplifică dragostea dintre voi. Însă, încearcă să fie precauți șapte de monede, tocmai pentru că există această intoxicare în preajma unuia și celuilalt, diavolul. Evident că diavolul poate să însemne și relațiile toxice în care și ei și voi ați fost răniți anterior și amândoi încercați, unul analizează foarte mult, voi analizați foarte mult și ei încearcă să se exprime practic, pentru că practic înseamnă ține de monede, să se exprime într-un mod precaut. Și șapte înseamnă relații, să fie foarte precauți în relație cu voi, pentru că și ei au fost răniți. Dar această rană simt că vine și din cauza acestei tăceri care a fost o tăcere între voi, clar. A fost un moment de impas în care nu s-a comunicat cum ar fi trebuit să se comunice. Văd un valet de spade. Poate că ar fi unul dintre voi sau cel puțin amândoi v-ați fi dorit un valet de cupe, o comunicare emoțională, pasională. Nu s-a verbalizat aceste sentimente și această pasiune așa cum ar fi trebuit, deși ea este extrem de intensă. Și totuși, amândoi vă faceți griji în legătură cu această iubire. Voi aveți 4 de spade, iau 9 de spade.
și diavolul. Posibil unii mai au pe cineva, ei mai au pe cineva, o persoană toxică în preajmă, sau voi aveți pe cineva toxic în preajmă, și, sau poate amândoi, dar și încă trebuie să vă eliberați de acele toxicități sau persoane toxice din trecut ca să puteți manifesta fructuos această iubire. Dar îmi place că am oprit cărțile la asul de spade. Este nevoia de sinceritate. Am zis, îmi place când se confirmă, da? Cum și-ar manifesta dragostea? Începe cu dragostea, cu Venus și se termină cu asul de spade. Prin claritate, prin discuții clare, sincere. Și uite așa, pentru că asul de spade înseamnă victorie, se poate manifesta victoria, se poate învinge această stare de stres, de hiperanaliza voastră, de hiperstres, poate chiar boală emoțională și mentală a lor. Poate vi se pare ciudat, poate nici n-ați vorbit cu ei, dacă a fost tăcere, că am văzut eremitul, dar vă și așteptarea. Așteaptă și eu comunicare din partea voastră. Din partea voastră, pentru că aici iar este o spadă la voi, la patru de spade. Voi trebuie să luați spada și să comunicați. Și dacă voi deschide subiectul, vor deschide și ei vor continua subiectul, da? Se începe cu valetul de spade și se continuă cu asul de spade. Și se vorbește sincer despre aceste emoții, pasiune intensă, dar și despre stresul pe care îl aveți unul față de celălalt. Și nu că vă stresați. Dragostea devine un subiect de copleșitor. Copleșitor. Ok. Cum am zis că vă iubesc? Cum v-ar iubi? Acum hai să trecem și la o zonă mai intimă. Ia uite ce frumos. Îndrăgostiți. Da, există dragoste. Cum v-ar iubi în această perioadă? Își doresc foarte mult să comunice, să se lase fermecați. Încântați de voi, să vă încânte cu discuții și cu lucruri interesante. Discuții pasionale și lucruri interesante. 8 de băte. Probabil că unul dintre voi trebuie să vină. Asta a venit în plus. Unul dintre voi trebuie să vină, să manifeste această transformare. Este 8, da? Nevoia de transformare. Unul dintre voi trebuie să vină. Pentru că se pare că și unul și celălalt stă, da? Aici sunteți voi în hiperanaliză. 9 de cupe, poate unii dintre voi mai aveți tendința să încercați să beți ca să uitați de această dragoste. Beți, vorba bine, există și posibilitatea asta. Celălalt stă, e precaut, își analizează acțiunile, uneori stă în pat, într-o stare depresivă din cauza acestei iubiri care nu se manifestă. Și atunci, nevoia de manifestare, da? Nevoia de a merge, de a schimba energia, de a pune în mișcare energia, de a transforma. Îl pun la loc. Deci, cum v-ar iubi în această perioadă? Numărul 1. Ok. Am folosit trei seturi de cărți ca să pot vedea ce se regăsește. Uite, cavalerul de cupe. Regina de cupe. Am zis, mai nu se poate. Atâtea emoții. Voi aveți regele de cupe, iau regina de cupe. Sunteți perfect, din punct de vedere emoțional, temperanța și cavalerul de monede. O, și împărăteasa, n-am cum. Deci se regăsesc, de-aia am pus mai multe seturi de cărți. Se regăsesc cărțile. Au fost niște blocaje, niște rețineri în exprimarea acestei iubiri. Ce frumos! Ce frumos! Cum v-ar iubi? Cu multă tandrețe, mult romantism. Și unul și celălalt. Am zis, regele și regina de cupe. Se dorește această comunicare emoțională, nu doar mentală, nu doar sobră, dar nu, deschisă. Spadele uneori pot fi sincere, dar uneori pot să deranjeze, de-aia apare și diavolul. Ceva în discuția dintre voi a deranjat și a blocat. A blocat ce ar fi trebuit să se manifeste, dar e o lecție, da? Până la urmă. Și acum am zis, și ei își doresc sinceritate și victorie în această poveste de dragoste. Cum v-ar iubi? V-ar lua în brațe, v-ar alinta, v-ar privi în ochi și ar vorbi cu sufletul. Cred că asta vă doriți și voi, să vorbiți din suflet și apoi să manifestați pasiunea aceasta, erotismul pe care îl simțiți. Mai întâi vreți să exprimați, cavalerul de cupe, vedeți? Să exprimați ce este în sufletul vostru și amândoi vă oglindiți. Am zis că e o chestie de telepatie între voi.
De-aia acest diavol îl interpretez ca pe o intoxicare emoțională. E o obsesie. Reflectă legătura profund emoțională, dar și atracția intensă dintre voi. Și cum v-ar iubi? În echilibru. Își dorește foarte mult acest personaj să vă echilibrați cupele. Și se vede că vă echilibrați. Aveți regele și regina de cupe, dar împărăteasa de două ori. Deci dragoste. Dragostea asta reprezintă. Împărăteasa și-a apărut de două ori. Da? Temperanță. Să vă vindecați, că de fapt temperanța este singura care vindecă acest diavol, această energie toxică. Vă puteți vindeca. Dragostea aceasta vă vindecă și pe unul și pe celălalt. Repet, și de rănile trecutului, și de relațiile toxice din trecut, și de tot ce s-a manifestat karmic și toxic în această perioadă, în care nu ați manifestat ce ar fi trebuit manifestat. Cavalerul de monede și cavalerul de cupe. Da, după ce vă exprimați emoțional, se dorește, ce am zis mai devreme la floarea de măr, să creșteți ca un păr, să produceți roade, cu răbdare, să construiești ceva, cavalerul de monede. Și pentru că sunt monede, pentru că este Venus, își doresc și o exprimare foarte senzuală, nu doar emoțională, nu doar romantică, să vă atingă, să vă exploreze în multe feluri. Deci această pasiune este ținută oarecum în frâu, în echilibru, prin temperanță și se dorește manifestarea emoțională și practică, fizică. Fizică, dar nu atât de sexuală cât senzuală. Senzuală. Da, ia uite. Amândoi vă doriți să vă protejați unul pe celălalt, să aveți o relație stabilă, șapte de monede, dar apare această așteptare. Probabil sunt niște traume mai vechi care trebuie rezolvate și în viața uneia și în viața celuilalt, care au fost atinse prin această prezență. Cum v-ar iubi în această perioadă? Persoana la care vă gândiți. Cum v-ar iubi în această perioadă? Nouă de băte. A fost și mai devreme? Da, a fost. 10 de băte. Da. Și regina de cupe. Iar revine a doua oară regina de cupe. Doi de băte și eremitul. Am zis că a fost o tăcere între voi. A fost o tăcere. Poate că a trebuit unul dintre voi sau amândoi să rezolvați o relație mai veche cu cineva. Unul a stat sigur și s-a gândit că voi sunteți cu cineva sau poate voi v-ați gândit că ei sunt cu altcineva. Unul a stat, sau poate că amândoi a stat în singurătate și v-ați proiectat această iluzie, această impresie că celălalt este cu o altă persoană și e mai fericită decât e cu voi. Nu. Și zic asta pentru că apare doi de bâte. Doi de bâte înseamnă alegere. Trebuie să alegeți între a ieși din această însingurare și a manifesta, da, regina de cupe. Acest romantism, această dragoste nu e doar maternă, este mult mai mult. Este din suflet. Și după aceea se va manifesta și pasiunea nebună, da? Vă veți iubi și prin parcul, că tot a venit căldura și pe unde mai vreți voi să vă iubiți, dar înainte de toate trebuie să renunțați la niște blocaje, nouă de băte, da? Să vă deschideți sufletul, ia uitați, să vă deschideți sufletul, cămașa asta este ca un scut, a fost un scut. Și unul și celălalt și-a pus scutul în această dragoste și nu ar fi trebuit, dar repet, din cauza problemelor din trecut care au fost reactualizate într-un fel sau altul. V-ați adus aminte de cineva din trecut și unul și celălalt și ați blocat nouă de bâte manifestarea acestei iubiri. Dar dacă există o altă
O altă persoană în viața lor sau a voastră va trebui să renunțați la această persoană ca să puteți manifesta această dragoste foarte profundă. Și după ce veți manifesta, veți discuta, în primul și în primul rând iar se dorește discuție. O discuție, iar e pâine, iar o chestie de productivitate. Cum punem, cum facem această pasiune, această flacără să devină productivă? Da? Adică să putem coace această pâine. Pâinea reprezintă monedele acestea, da? Pasiune avem. Ia uite, 9 și 10 de bâte. Ne deschidem sufletul și apoi sărim unul pe celălalt. Ne asumăm răspunderea, greutatea acestei atracții, acestui foc. Dar nu este doar atât. Repet de câte ori pot, pentru că se dublează cărțile de Regina de Cupe de două ori, Regele de Cupe, iar Perechea Divină, Împărăteasa de două ori. Vreți să creșteți. Și pentru a manifesta creștere, pentru a ieși din însingurare, repet, din... Poate unii ați avut niște complexe, voi sau ei. Poate unii ați stat prea mult singuri și nu mai îndrăznesc. Iar să se manifeste din punct de vedere sexual, erotic, trebuie manifestată această discuție. Dacă în trecut discuția n-a fost manifestată corect, valetul de spade și diavolul, și a dus la griji la patru de spade, acum trebuie să se manifeste corect, victorios, da? Și trebuie să alegeți. Și voi și ei, dar nimeni nu poate, adică degeaba fac ei alegerea personală dacă nu veniți și voi într-un fel sau altul, da? Bine, acum voi vă alegeți mesajele. Nu veniți în preajma lor ca să le susțineți decizia, da? Cărți foarte frumoase. Ce mai simt? Simt că atât timp cât iau-te, pentru că nouă de bâte înseamnă blocaje, da? Eremitul înseamnă o însingurare, poate chiar blocajele care au fost anul trecut, care ori mai fi și anul ăsta, o însingurare, greutăți care trebuie învinse în această relație, nouă de bâte și eremitul, au consumat energetic această poveste. Și totuși dragostea rămâne, Regina de Cupe rămâne regină, mai presus de toate blocajele și toată însingurarea și toate problemele care au fost și diavolul care este, da? Dragostea aceasta va rămâne în timp. Rămâne să vedeți, depinde și de voi și de ei, evident, cum se va manifesta. Dar, repet, trebuie să alegeți. Alegere. Doi de bâte. Ce manifestați? Însingurarea, meditația, contemplarea, hiperanaliza, eremitul este patru de spade, varianta mică a eremitului, dar hiperanaliza sau exprimarea acestei iubiri. Interesant, da? Că hiperanaliza este între regele de cupe și regina de băte. Poate că există un personaj în viața unuia, posibil a voastră, dar, repet, și a lor, se există personaje toxice care vă bruiază această poveste de dragoste. Posibil. Oricum, se dorește cucerirea paradisului. Cucerirea paradisului. Frumos. Frumos. Hai să vedem. Am pregătit o grămadă de cărți acum. Însă, să vedem. Ce mi-a plăcut floricica asta. Ok, cei care ați ales, dragii mei, numărul 2, floarea de liliac. Floarea de liliac care miroase ademenitor. Există o energie foarte ademenitoare, da? Atractivă între voi, dar nu este, vom vedea, eu te văd și eremitul, este de natură spirituală, eremitul și am văzut spânzuratul, este de natură spirituală, este un lila, este un violet, vedeți că este asemenea ametistului, este o vibrație înaltă. În primul și în primul rând trebuie să aveți viziune în această dragoste. Pentru că știți că prin miros
Noi ne deschidem al treilea ochi, dar ne conectăm și la intuiția noastră. Mirosul ăla este intuiția, flerul. Trebuie... Își dorește această persoană să manifeste într-un fel vizionar această dragoste. Și dacă sună ciudat, când vorbim de dragoste, știți, spiritualitate, asta e posibil, dar să știți că nu e ciudat. Este absolut normal în aceste vremuri ca unii oameni să-și dorească iubiri înălțătoare. A fost un blocaj între voi, a fost un moment de analiză că am văzut doi de spade. Hai să vedem situația generală dintre voi. Unde sunteți voi acum în această poveste? Ia uite, eremitul a apărut, doi de monede, opt de turnul, opt de, și ce apare după turn? O, da, ok, o discuție. Da. Unde sunteți? Da, se dorește renașterea acestei povești. Sau exprimarea iubirii. În această perioadă nu prea se discută. Cu eremitul clar nu se discută, se analizează. Se cântărește cu doi de monede. Se cântărește. Dar se cântărește într-un mod obsedant. Este o situație care vă blochează. Pe voi sau pe ei, zic, acum citesc energia generală. E o situație care vă blochează mental, e o programare mentală peste care unul dintre voi trebuie să treacă. Și ca să treacă de această programare mentală, trebuie să se analizeze cu eremitul, să crească spiritual. Nu degeaba am vorbit de spiritualitate la Liliac. Da? E o lecție spirituală. Trebuie să aveți viziune. În această carte, evident, vedeți și voi, da? Această carte nu are viziune. Pe lângă faptul că este înconjurată ca într-o cușcă de spade, că este legată la mâini, are și ochii blocați. Am vorbit de al treilea ochi, dar trebuie deschis al treilea ochi. Trebuie acest turn să se manifeste într-un fel sau altul. În ce sens? Ruperea blocajelor. Da? Ruperea blocajelor. Și probabil că se va manifesta în următoarea perioadă, la un moment dat. Ce înseamnă următoarea perioadă variază. Poate să fie și un termen mai lung și mai scurt, da? Trebuie să se rupă aceste blocaje, aceste lanțuri, pe de-o parte, și turnul, care înseamnă, alături de remit, înseamnă și viziune, înseamnă iluminare. Trebuie să se producă această înțelegere, evrica. Ce facem în această iubire? Ce facem în această iubire? În această poveste de dragoste. Pentru că valetul de spade în aceste de cărți nu prea a vorbit. Mai mult a studiat. A studiat pe, eu știu, cine această preîmpărăteasă, o fi doamna, domnul la care vă gândiți, da? Care reprezintă, este nouă, iar este un nou. Este o persoană spirituală care manifestă în practic în 3D multe reușite. Și reușitele astea variază. Poate să fie și, eu știu, obiecte și rezultate profesionale și rezultate spirituale. Este o persoană în afara colivie, interesant, da? Și unul dintre voi este în colivie. Unul dintre voi este într-o colivie, într-o programare mentală. Și aici este nevoia de a-și asculta intuiția și de a debloca programările, blocajele care sunt, de a alege să manifestați ce? Receptivitatea sau acțiunea, da? Yin sau yang? Întunericul sau lumină? Întunericul e receptiv, da? Stă și analizează. Sau întunericul stă în frică. Și lumina înseamnă acțiune, manifestare, de orice natură ar fi, iluminare. În continuare apare, am zis, eremitul a fost iar niște întârzieri, dar spânzuratul. Dar și spânzuratul, după aceste tăceri, după aceste amânări, trebuie să ajungă la iluminare, da? Personajul acesta eventual a ajuns la această iluminare, unul dintre voi trebuie să-l ajungă din urmă. Care o fi? Că sunteți voi, că sunt ei, variază. Pentru că, repet, a fost, am văzut mai devreme, iar revine, doi de spade. A fost un moment de tăcere, de blocaj, necesar ca să crește și să apară această evrică. Această înțelegere, care dărâmă. Să știți, nu este ușor să înțelegi ce se întâmplă. Te dărâmă programarea. Adică îți dărâmă programarea, te dărâmă trezirea. Nu este ușor.
Și totuși, în momentul în care se va produce, se va dori sau se dorește renașterea acestei povești de dragoste, acestei iubiri, regele de cupe. Această iubire vă va trezi, iar este un strigăt. Dacă aici este un trăsnet, aici este un strigăt. Îngerii, într-un fel sau altul, vă va chema, vă vor chema, scuzați-mă, la această trezire, la această înțelegere. Eventual vă doriți o împăcare. Ia uite, încă se hiperanalizează în această perioadă. Încă. Hai să vedem ce ar mai fi. Cum va iubi în această perioadă? În această perioadă. Deci, oricum, în această tăcere prin care treceți și blocaje mentale, fizice, obsesive, obsedante, toate necesare ca să înțelegeți niște lucruri. Unul dintre voi crește 9 de monede. Unul dintre voi crește pentru că a trecut prin aceste treziri, prin aceste zdruncinări sau zdruncinături și celălalt trebuie să înțeleagă că această întâlnire nu este orice fel de întâlnire, da? Este o legătură spirituală profundă care va trebui manifestată emoțional. Emoțională și spirituală, va trebui manifestată. E o întâlnire karmică. Destin, îngerii v-au adus împreună ca să înțelegeți. Ia uite, transformarea, să aibă loc transformarea. Și este intensă și este grea. Hai să vedem cum va iubi în această perioadă persoana la care v-ați gândit. Pentru că am vorbit de miros, ascultați-vă intuiția. Sunteți blocați, nu vedeți, ascultați-vă intuiția. Ca să puteți renunța la aceste blocaje. Eremitul își ascultă intuiția. Altfel nu are cum să descopere lumina, da? Altfel nu are cum să meargă prin întuneric. Cum va iubi? Oh, ce frumos! Îndrăgostiții! 6 de bâte! 8 de bâte! Ce frumos! Iar turn, deci, nu îmi place când se confirmă totuși. E o chestie trăsnet. Într-un mod trăsnet, ce se întâmplă? Începe să construiești ceva, vai, să vindecați, vai, iar regele de cupe, ce frumos! Dar să învingeți niște blocaje, să învingeți niște sacrificii, regele și regina de cupe, să vă întâlniți după multe sacrificii și multe blocaje, le las, le las și cam gata aici. Ia uite, au fost iar se repetă cărțile, doi de spade, au fost blocaje. În această poveste au fost multe blocaje. Din cauza, dragii mei, a legăturilor karmice, a restricțiilor, a programărilor financiare, mentale, da? A unor manipulări, a unui fel de a gândi, poate prea pragmatic, da, au fost niște blocaje. Acum, nu citez zodiile că nu mă interesează, voi vă regăsiți, dar îmi place foarte mult când am folosit special aceste seturi de cărți, adică mai multe. Tocmai ca să văd ce se regăsește. Îndrăgostiții. Iar este un moment de alegere. Dar cum va iubi? Va iubi cu tot sufletul. Pentru că avem aici un rege și o regină de cupe. Un rege și o regină de cupe. Adică. Este o dragoste care vindecă cu această stea. Da? Este o dragoste care vindecă. Atracția care este între voi, am zis. Nu este doar atracție fizică, nu este doar o chestie erotică, senzuală, este mult mai mult decât atât. Ați fost aduși împreună de către îngeri cu un scop ca să creșteți. Vă completați clar. Cu fi și erotic, posibil, adică n-are cum, dar în primul și în primul rând vă completați pe alte planuri care trebuie descoperite. Descoperite cu eremitul și turnul de două ori. Turnul de două ori. Trebuie descoperite. Trebuie înțeles că apare judecata, intuiția, ascultați. Nu ce judecă lumea, ci ceea ce vă spune intuiția. Am vorbit de miros de intuiție. Cum va iubi? Victorios. Își doresc să manifeste victorie, să vină înspre voi. 6 vine și 8 vine călătorește.
își dorește sau să veniți voi, vă așteaptă. N-am văzut totuși o carte aștept. Ah, ba da, au fost așteptări. Da, au fost așteptări nouă de monede, de bâte și spânzuratul a doua oară. Au fost niște blocaje, niște așteptări, poate prea mult ați așteptat, dar se pare că se merită așteptarea cu regele și regina de cupe. Se merită. Pentru că există oglindire emoțională, există telepatie, există comunicare de la suflet la suflet care vindecă. Această dragoste, dacă am zis-o, mă repet, pentru că mă repet de multe ori, tocmai cu un scop, ca să vă intre în cap, această dragoste poate să vindece. Posibil au fost niște situații la distanță, unul a fost la distanță de celălalt, pentru că stea înseamnă distanță, dar stea înseamnă și un ideal. Unul reprezintă un ideal pentru celălalt și celălalt trebuie să crească, să se ridice până mai aproape de acest ideal. Nu neapărat la același nivel, dar mai aproape, ca să intre pe vibrație. De-aia au fost blocajele, de-aia e acest moment de alegeri, da? Să alegeți trezirea. Cum v-ar iubi? Într-un mod, cum v-ar iubi? În primul rând, ar comunica verbal, nu doar emoțional, nu doar că se comunică telepatic și vi se transmite de la distanță, eventual, această trezire vi se va transmite, sau o transmiteți voi, sau vă transmit ei. Dar eu simt că ei sunt un pic mai bine, cărțile arată mai bine în poziția cum v-ar iubi ei, decât situația generală. Deci de aia zic, simt că voi aveți niște transformări de făcut. Cum v-ar iubi? Ar comunica, am zis, ar comunica. V-ar iubi zgomotos. Cu turnul de două ori și cu 8 de bâte, v-ar iubi zgomotos, nu doar emoțional, pentru că emoțional a tot fost până acum. Posibil că vom vedea la următoarele cărți. Da. Dar v-ar iubi zgomotos. Însă, se dorește această întâlnire cu 6 de bâte și 8 de bâte. Se dorește această întâlnire care să spargă blocajele și care să ajute la reconstruire. E drăguț că a venit cavalerul de monede după turn. La reconstruirea adevăratei iubiri care există între voi. Îndrăgostiții, steaua, regele și regina de cupe, da? Regele apare de două ori. Da, am zis zgomotos pentru că această așteptare a copleșit. A copleșit într-un fel sau altul. Însă se va descoperi cu acest interesant, cu acest cavaler de monede după turn. Aici este momentul de trezire și a unuia și a celuilalt, că această dragoste, îndrăgostiții, are o valoare, nu doar că are pasiune, nu doar că atrage atenția, nu doar că vă duce mai departe, vă duce către o victorie, vă duce către o viziune, interesant că am vorbit de viziune și 8 de bâte tinde către nouă, către sus, către cer, da? Către o creștere spirituală, către stea. Nu doar că, dar se conștientizează de fapt ce? Valoarea acestei iubiri și necesitatea construcției ei. Că da, nu poți să construiești dacă stai, nu? Dacă stai și alegi și stai în programări mentale, n-ai cum să construiești, da? Hai să vedem cum va iubi în această perioadă acest personaj. Întâlnirea dintre voi vă trezește și pe unul și pe celălalt, clar. Vă trezește și pe unul și pe celălalt. Dar într-un fel diferit. O, împăratul. 3 de spade. 2 de spade. Spânzuratul apare a câta oară? A treia oară. Iar 8. Vreau să merg mai departe. A, da. Dar cineva a fugit. A fugit din cauza acestei energii foarte intense. Ia uite, pun aici în continuare cărțile. Cineva a fugit, poate că nu a spus, nu a exprimat intensitatea acestor emoții din cauza unei distanțe, din cauza, am zis că sunteți la distanță, că vă și 3 de bâte. Unul dintre voi nu ne-am văzut. Nu ne-am văzut.
Unul dintre voi, pentru că se vede în această poveste de la început, a fost în niște programări. Împăratul reprezintă 4. 4 este o energie fixă, da, stabilă. A trăit în niște programări mentale și acestea trebuie distruse ca să se poată manifesta vindecarea și, ia uite, asul de monede și asul de cupe. Aceste restricții și acest stil foarte rigid de a se manifesta a produs răni. Poate chiar s-a și vorbit într-un anume fel. Cum împăratul variază. Eu zic totuși că este o energie dintre voi doi. Nu mustai o altă persoană. Poate să fie o altă persoană, dar eu cred că este energia, programarea mentală a unuia dintre voi care trebuie să ajungă la, ia uite, la trezire spirituală. Posibil împăratul a rănit și în momentul în care a rănit, s-a produs tăcerea, blocajul, nu s-a mai comunicat, s-a intrat în stagnare și stagnarea acestei povești a dus la obsesie. A amplificat, de fapt, senzația de stagnare, de blocaj. Și aici este trezirea. Apare turnul de două ori și steaua de două ori. Aici este trezirea, pentru că steaua înseamnă vindecare emoțională, înseamnă înțelegere, înseamnă destin. Trebuie să înțelegeți, de fapt, eremitul ca și faetonul merge către stea, caută steaua, se ghidează după stea în întuneric, da? Trebuie să înțelegeți, apropo de intuiție, repet, ca să vă aduc aminte, să vă ascultați intuiția, că asta face spânzuratul, și ascultă intuiția în aceste situații. Dar de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat? Unul dintre voi a fugit, nu a spus, nu a manifestat dragostea. Și acum se așteaptă întoarcerea, se așteaptă exprimarea iubirii și a aprecierea acestei povești. Pentru că monedele reprezintă valoare, deci apreciere. Aprecierea acestor emoții, asul de cupe. Pentru că împăratul în general nu apreciază, trebuie să învețe. Vedeți cărțile? Îl vedeți aici? Nu-l vedeți. Dar împăratul în general este programat să nu aprecieze dragostea. Pentru că a fost rănit. Dar împăratul poate să-și iubească pentru că reprezintă toți bărbații într-unul, da? 4-in-1, 4-1. Însă, până aș descoperi această latură, regele de cupe, care apare de două ori, trebuie să treacă prin multe. Prin multe. Și eu cred că partea masculină, în mod special, partea masculină, trebuie să se trezească la o exprimare emoțională și apreciativă, plină de gratitudine față de această întâlnire, față de acest personaj. Posibil acest personaj să vă inspire, pentru că steaua inspiră și vă și nouă de monede care tot așa inspiră. Este un personaj liber, independent, care trăiește în afara cuștii, în afara cuștilor, programelor, da? Spiritual, repet, cu reușite, care inspiră la această transformare. Și cum v-ar iubi? Dacă până acum a fost o iubire spirituală, deci vibrația vă transmit, am zis, e o comunicare telepatică, vă transmit trezirea spirituală, acest personaj asta face în această perioadă. În această perioadă asta face, încearcă să vă transmită acest turn și judecata, da? Și steaua. Vă transmit vă ghidează, de fapt, da? Steaua de două ori. Vă ghidează și vibrațional, că am vorbit de miros, de chakra a șasea și a șaptea, deschiderea către spiritualitate și către o nouă viziune despre dragoste. Cum v-ar iubi? V-ar vindeca? La un moment dat, unul dintre voi probabil că visa la un soi de dragoste foarte dominatoare în care îl lega sau simțea legătura profundă, legătura 8 de spade, legătura profundă dintre voi, dar și 8 și eremitul reprezintă persoane legate. Și ar fi dorit un fel de dragoste sexual în care îl leagă pe celălalt, îl domină, da? Iar apare 9 de monede. Însă personajul acesta este prea
Într-o altă vibrație. Și din acest motiv a trebuit să se producă această zdruncinătură, acest turn, această separare, ca să înțelegeți mai. Iubirea este iubire. Nu înseamnă dorința de a domina. N-are de a face cu dragoste. N-are de a face cu dragoste. Și acest personaj a dorit, sau cel puțin unul dintre voi și-a dorit o dragoste înălțătoare, da? O dragoste care vindecă, repet, da? Regele și regina de cupe, le vedeți aici, da? Steaua de două ori și asul de cupe care vindecă și asul de monede care aduce valoare, da? Cum va iubi în această perioadă? Da, probabil că împăratul avea astfel de fantezii gen, eu știu, Fifty Shades of Grey. Dar unul dintre voi și-a dorit mai mult decât atât. Și-a dorit comunicare emoțională, vindecare, echilibru emoțional. O dragoste sacră. Ia uite, regele de spade era foarte distant. Doi de bâte, trebuie să aleagă. Eremitul, mai, mai, mai. O, judecată. Iar apare spânzuratul și luna. Fantastic și îndrăgostiții. Și faetonul. Și temperanța. Wow! Iar nu v-ați exprimat iubirea. Șapte de spade. Împăratul apare iar. Extraordinar. Da. În acest motiv, relația vine, se dezvoltă greu, cavalerul de monede. Trebuie să se dezvoltă greu pentru că unul dintre voi trebuie să înțeleagă valoarea iubirii. Ați văzut, a apărut împăratul. Împăratul care s-a manifestat destul de sobru, regele de spade, care până acum nu punea suflet în relații, da? Ei, și acum este la intersecție de drumuri. Este în fața unui personaj care este la fel de puternic ca el, da? Față de care simte pasiune, da? Și care, acest personaj, dacă este tratat dominator, da? Acesta are arc, acesta ea are pușcă. Dacă este dominată, îi va răspunde în același fel. Și uite așa, dacă se joacă pe acest stil, va primi același gen de răspunsuri și se va intra iar eremitul în tăcere, într-o amânare, spânzuratul. Până se produce judecata. Judecata corectă, da? Renașterea, de fapt. Până se ascultă intuiția, mirosul. Respirați adânc și lăsați acest miros să vă pătrundă în suflet, da? În suflet, în toată ființa. Ca să înțelegeți, de fapt, ce rost are. Ce rost are. Și după judecată ce apar, îndrăgostiți iar, se înțelege de fapt această atracție dintr-o altă perspectivă, se dorește să se meargă faetonul mai departe ca să vindecați a doua carte care vorbește despre vindecare. Ce? Niște frici. Luna, spânzuratul care a apărut a nu știu câta oară și eremitul și el a apărut. Deci frica de vulnerabilitate emoțională a unuia dintre voi. Și cred, sunt convins în mod special, partea masculină aici n-a vrut să-și pătrundă, cum pătrunde acest miros în toată ființa noastră, să simtă. Să-și umple plămânii și sufletul, da? De acest potențial. Au fost frici, clar. Au fost frici, însă se dorește comunicarea corectă, de la suflet la suflet, ochi în ochi, da? De ce te-ai purtat așa? Ah, pentru că așa ai fost învățat? Ok, am înțeles. Dacă tu asta îmi spui, înțeleg. Pentru că ți-e frică să fii vulnerabil emoțional, da? Ți-e frică de latura ta feminină, împăratule? Și totuși, trebuie să fii și tu, pentru că îndrăgostiți apare de două ori. Trebuie să-ți înțelegi și latura feminină, împăratule. Trebuie să-ți înțelegi și latura feminină, emoțională. Până nu înțelegi, degeaba mă pândești, degeaba te aștept, degeaba încerci să mă legi, într-un fel sau altul, vibrațional, pentru că trebuie să se producă, dragii mei, ce? Trezirea. Să ascultați intuiția și să alegeți, să manifestați. Faetonul și, am zis, merge către stea. Să manifestați acest destin.
Destinul v-a adus împreună ca să vă treziți. Și unul și celălalt, dar în mod special unul și în mod special bărbatul. Pentru că am văzut împăratul, văd regele de spade, văd pe cineva care este frică de emoții. Și totuși, în momentul în care se va produce trezirea, se va putea exprima și tandrețe și romantism, nu doar Fifty Shades of Grey, nu doar... probabil că nu este o relație în preajmă, nu doar dorința de a domina. Sunt legături profunde care nu trebuie să fie manifestate musai în fizic. Ele există. De ce să le mai manifesti în fizic când poți în fizic să manifesti călătorie, explorare, vindecare, senzualitate? Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Hai să strâng cărțile. Hai să strâng cărțile. Interesant. Da, am ales mai multe seturi de cărți ca să vedem ce se dublează ca și prezență. Ok, numărul 3. Cei care ați ales jarul. Jarul. Probabil că aveți multă pasiune. Jar, apropo de jar. Vă frige această pasiune ca un jar vă frige. Asta, nu știu dacă știți. Dar este o floare japoneză, dacă are legătură cultura japoneză cu, foarte apreciată de cultura japoneză cu dragostea voastră, rămâne de văzut. Însă floarea aceasta, cum am și eu în curte, că de-aia am și pus-o, face fructe și să știți că fructele se numește gutui japonez. Fructele apar târziu, în noiembrie. Deci aveți potențial de creștere, de a pune în... Ia uite, 7 de cupe deocamdată, visați, aveți opțiuni și dacă alegeți această dragoste, puteți produce ceva special în perioade când poate nu este nimic de observat în jur. Văd și luna, este o frică de emoții, văd și niște secrete. Hai să vedem. Energia generală. În această perioadă. Sunt 5 petale, trebuie să schimbați ceva în această pasiune sau în viața voastră. Ia uite, 4 de spade. 5, apare 5 de bâte, apropo de foc, da? Diavolul, asul de cupe. Ce frumos și împărăteasa. Gata, mă opresc aici. Ia uite și transformarea. E o lecție spirituală. E o lecție spirituală. Acest personaj a venit ca să vă transforme. Și nu... Da, această dragoste, de fapt, nu musai, acest personaj, întâlnirea dintre voi, a venit ca să vă transforme. Să vă scoată eventual dintr-o hiperanaliză, dintr-o stare de meditație, poate chiar de plictiseală, poate chiar de... un obicei de a raționa emoțiile și pasiune, poate prea mult. Și cum vă scoate cu 5 de bâte prin această schimbare, 5, vă scoate din gânduri. Dar vă aduce și multe conflicte și multe obsesii, diavolul. O obsesie pentru această dragoste. Personajul de care v-ați îndrăgostit este strălucitor într-un fel sau altul. Îl vedeți super, super atractiv, atractivă. Dar nu doar atât. Vedeți o valoare specială în acest personaj cu asul de cupe și împărăteasa, apropo că suntem în zodia taurului. Da? Planetele din această perioadă, chiar dacă ascultați în decembrie, planetele din această perioadă, eu știu cum va fi Venus în decembrie, nu am urmărit deocamdată, dar planetele din această perioadă vă fac să vedeți acest personaj într-o lumină aparte și nu doar planetele, chiar este. Este special această persoană și această persoană vine ca să vă transforme. Ca să vă transforme, repet, iar începe cu 4 de spade, care este eremitul, variata mică, și se termină cu eremitul. Să vă transforme și să vă ducă într-o nouă direcție, într-o direcție care e mai aproape de destinul vostru. Ce interesant mesaj, am zis. Eremitul merge către stea, către destinul vostru, că veți fi împreună, rămâne de văzut. Însă, că am zis că fructele apar târziu în iarnă. Însă,
Însă, important este că acest personaj vă produce schimbarea, moartea, transformarea de care aveți nevoie ca să vă apropiați de destinul vostru. Veți trăi și veți vedea când vă veți întâlni destinul, dacă acesta este destinul sau altul. Dar este necesară transformarea, repet, ca să înțelegeți, ca să vă apropiați de destinul vostru de care v-ați îndepărtat. Prin această hiperanaliză, prin aceste eventual lupte cu concurența, cu prietenii, cu jobul, cu eu știu alte probleme, da? Aveți o energie toxică de care trebuie să vă vindecați. Dar, repet, și diavolul poate să fie obsesia pentru această nouă dragoste care vă vindecă, vă crește, vă transformă, vă duce într-o nouă direcție. Și aici este, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Atracție fizică la maxim, da? Nu degeaba ați ales roșu și nu degeaba apare 5 de bâte și diavolul. Aici este conflictul. Cum puteți să simțiți atât de multă atracție pentru acest personaj? Poate să fie și diferență de vârstă, pentru că împărăteasa este mai mare ca vârstă în general. E o persoană matură. Ia uitați-o de cupe și magicianul. Vă doriți să manifestați această dragoste. Dar ca să manifestați, trebuie să treceți prin zero, da? Prin moarte, prin renaștere. Cum v-ar iubi acest personaj în această perioadă? Până acum am citit energia dintre voi. Interesant că la mijloc apare asul de cupe. Multe emoții și din partea unuia și din partea celuilalt. Însă unul este plecat pe abundență, pe legea atracției, pe transformare și pe creștere spirituală. Celălalt este pe analiză. Pe luptă, pe manifestarea ego-ului. Ce am văzut îndrăgostiți, interesant. Cum v-ar iubi acest personaj în această perioadă? Am zis că e o întâlnire de destin, roata norocului. Roata norocului, 9 de bâte, soarele, am zis stea, valetul de cupe, iar împărăteasa de două ori. Doi de monede și împărăteasa și trei de cupe, care va duce dragoste, va duce bucurie, pe care ați vrea, da, s-ar implica acest personaj în construcția acestei relații dintre voi. Pentru că este multă dragoste. Se dorește comunicarea, asul de spade. Se dorește comunicarea. La capătul setului de cărți, iar eremitul e, și, măi, deci nu se poate, da? Și regele de cupe, și interesant, eremitul și moartea. Deci la fel au venit în aceleași de cărți. Trebuie să vă separați de cineva. Regina de spade și regele de cupe. Trebuie să vă separați de cineva. Probabil unul dintre voi are o legătură, ia uite, nu judecata, vreau să zic, justiția și marele preot. Unul este într-o legătură, unul dintre voi este într-o legătură karmică cu diavolul și trebuie să o transforme, trebuie să se separe ca să poată manifesta, dar să se transforme, ca să poată manifesta această lecție spirituală și să se apropie de destinul său. Însă, cum v-ar iubi în această perioadă? În primul și în primul rând, ei simt și ei că există multă atracție și ei au atracție față de voi și nu doar voi față de ei. E o stare de bucurie între voi doi. Când vă întâlniți voi doi, așa arată cărțile. Trei de cupe, valetul de cupe și soarele. Multă bucurie. Vă doriți să exprimați. Da. Să exprimați această bucurie, să vă exprimați victorios, să creșteți cu 8 de monede, să lucrați, crește 8 de monede și împărăteasa să crește și să treceți peste aceste blocaje. Personajul acesta are optimism și simt că vă și transmite acest optimism, într-un fel sau altul. Are un optimism aparte, o energie aparte, care vă dă încredere și putere, și putere, și trezire, și energie, ca să treceți peste blocaje și ei au blocaje, da? Și felul în care ei trec peste blocaje vă inspiră și pe voi să treceți peste orice ar fi în calea acestei legături de destin, da? Roata norocului.
Zis, e o întâlnire karmică, e o întâlnire de destin, o întâlnire care vă schimbă, a apărut moartea de două ori și roata norocului, vă schimbă destinul de pe altă direcție, da? Erați pe o cărare cu această roata norocului, acest personaj intrați pe o altă cărare și este intens, da? Este intens. Au un fel de a fi copilăros și totuși matur cumpără teasa de două ori și soarele, da? Și valetul de cupe. Plin de emoții, valetul de cupe și trei de cupe. Plin de, nu știu, de zâmbet. Cred că acest personaj zâmbește când vă vede. Se simte, nu, chiar se simte bucurie când vă vede. Dacă nu știați că simte bucurie, vă zic eu. Da? Vă zic eu că simte bucurie când vă vede. Și sunt convinsă că și voi simțiți aceeași bucurie. Am senzația că acest soare, de fapt, e energia comună dintre voi. Însă, trebuie să se aleagă. Ce facem? Rămânem în starea asta de bucurie, de euforie, de încântare, de glumă? Sau creștem împărăteasa? Sau creștem, producem, din această bucurie, producem ceva. Creștere, creștere, 8 de monede. Lucrăm la construcție, că 8 de monede lucrează la construcția relației. Posibil să fiți flăcări gemene, că așa se întâmplă la flăcările gemene, vine unul și îl scoate de pe drumul pe care este, tocmai ca să-l ducă mai aproape de destin. Că veți fi, nu veți fi împreună, dar veți avea o victorie împreună, dacă alegeți corect. Ei vor alege, eu simt că vor alege. Dacă vă duce și vă exprimați, eu simt că vor alege. Pentru că sunt cărți absolut frumoase, pline de optimism, de încredere, de speranță. Ce mai simt? Prin jobul unuia v-ați întâlnit împreună. Și pentru unii, nu pentru toată lumea poate să fie valabil, dar pentru unii, prin jobul unuia v-ați întâlnit împreună și patru de bâte reprezintă pentru mine casă. Nu doar relație, și casă. Simt că unii vă apropiați de casa celuilalt cu această energie plină de speranță. Și nu vreau să vă dau scenarii, uite, iar nouă de, sunt blocaje peste care trebuie să treceți. E o energie plină de încântare. Și de determinare. Că împreună vă creați o stabilitate specială, chiar dacă e de moment. Da? Patru de bâte și soare. Aduceți soare în viața voastră, în casa voastră, în casa lor. Dacă vă întâlniți mai aproape de casa lor, să intrați în casa lor, aduceți soare. Dacă voi vă duceți, sau ei vin în casa voastră, simțiți că soarele vine în casa voastră. Soarele apare pe strada voastră, cum se zice. Da? A venit soarele pe strada voastră. Și în momentul în care comunicați, da? Comunicați cu încredere, cu sinceritate, cu manifestați victorie prin ceea ce faceți. Acum rămâne de văzut când veți alege și dacă îndrăzniți să transformați ce este în viața voastră de transformat. Să ieșiți din toxicitate, din conflicte, din ego, ca să manifestați această creștere spirituală. E o întâlnire de destin clar. Clar, clar, clar. Cum v-ar iubi? În primul rând, cred că orice momente de intimitate ar fi, orice moment de intimitate ar include multe glume, multă joacă, senzualitate, evident, pasiune și comunicare. Le aveți pe toate. Aveți și comunicare, aveți și pasiune și energie și erotism și emoții. Cu trei de cupe și valetul de cupe, clar, aveți și emoții. Dar cred în această perioadă că mai mult pasiunea și această stare de
Speranță, iau asul de bâte. Oare cum eclipsează emoțiile? Nu că n-ar fi. A, uite și asul de cupe, da. Da, aveți, aveți, aveți. Dar e undeva la mijloc. Emoțiile sunt profunde, dar sunt eclipsate de pasiune și de erotism, de senzualitatea care crește între voi. E drăguț, îmi place setul ăsta de cărți. Tot apar blocaje, tot apar blocaje, dar trebuie să rezistați, trebuie să luptați. Hai să vedem cum va iubi în această perioadă, acest personaj. Și de mâine încep și etalările pe zodii. O, ibai, deci nu se poate. Iar 9 de bâte. 9 de cupe. Ce frumos, am vorbit de emoții. Emoții copleșitoare cu 10 de bâte, 9 și 10. Justiția. Interesant. Da, trebuie să vă separați de cineva, clar. Dar asta ține de decizia cuiva. Unul dintre voi trebuie să vă separați de cineva. Ea trebuie să ia, să aleagă, să-și asculte emoțiile, simțul matern. Luna și regina de monede și împărăteasa de două ori. Simțul matern. Pentru femei, femeile iubesc într-un mod matern uneori. Uneori. Dacă sunt suficient de mature. Și apare un personaj matur. Eu cred că doamna simte această atracție ca o adevărată femeie. Dar trebuie să renunțe la niște frici. Trebuie să renunțe la niște griji. La niște tradiții, eventual, felul în care poate fi judecată de societate. Însă, cum va iubi în această perioadă? 9 de bâte. V-ar susține. Ar încerca să se lupte pentru această dragoste, pentru că simte, am zis, ca și voi, multe emoții. 9 de cupe. O stare de euforie. Este similar pentru mine 9 de cupe cu steaua. Și apare și soarele, da? Le dați multă speranță. Întâlnirea dintre voi și pentru ei le aduce multă speranță și multă încredere. Dar există un mic blocaj peste care trebuie să treacă și, în primul rând, să-și deschidă sufletul să primească această cupă și ei și voi. Eu cred că e valabil la amândoi. Trebuie să renunțe. Dacă nu-și deschide sufletul, va fi copleșit de această atracție sau copleșită de această atracție și simțire. Ce mai simt? Cum v-ar iubi? Încearcă să fie în echilibru cu justiția. Încearcă să fie în echilibru. Încearcă, pentru că văd totuși niște cărți triste. Simte că într-un fel sau altul le echilibrați o parte din viața lor. Deci cărțile acestea superbe apar ca o justiție divină în viața lor. Da? Energia voastră, tot ce se întâmplă, ce simțiți între voi, apare ca o justiție divină între voi doi, de care aveau nevoie pentru că au trecut prin foarte multe. Au trecut prin foarte multe, prin griji, prin boală, prin blocaje, prin cineva i-a părăsit eventual, iar programări mentale, tradiții sau situații în familie, da? Niște situații, da? Care îi consumă. Sunt niște responsabilități care vă consumă și pe voi și pe ei. Și totuși aceasta, ia uite, justiția, da, octombrie, noiembrie, justiția asta și roata norocului era necesară. Această schimbare de energie, ce vreau să zic, această schimbare de energie dintre voi doi, da, întâlnire de destin, era necesară ca să-și echilibreze și ei viața și să vă echilibrați și voi viața și să vă transformați și să veniți mai aproape împreună o perioadă, apoi rămâne de văzut cât timp, da? Veniți mai aproape de destinul vostru. Dar cum se întâmplă în orice poveste, dacă unul are probleme și celălalt are, nu știu, alt fel de probleme, da. Poate că sunt picuți, mai defensivi, dar o să treacă peste această atitudine
O să treacă, pentru că sunt conștienți că dacă rămân în această, își blochează sufletul, da? Nu dau cale liberă acestui soare. Pentru că după 9 vine 10, da? Este asul de cupe. Asul de cupe, valetul de cupe, da? Dacă nu, dacă doar rămân cu speranța că este, am zis că acest 9 de cupe este ca o stea, ca o speranță. Simt că puteți să le împliniți toate dorințele. Însă, nu e suficient doar să simtă și doar să spere și să creadă, ci să se și manifeste, pentru că soarele este energie masculină, da? Este nevoie de manifestare și atunci, ca să ajungă la 9, trebuie să primească asul sau valetul de cupe, da? Ceea ce le oferiți sau invers, da? Potențialul vostru să-l primească. Atunci trebuie să se deschidă. Dar este nevoie de echilibru, încearcă să se echilibreze în relație cu voi. Încearcă să fie corecți, cum v-ar iubi. Cred că cu sinceritate. Cred că cu sinceritate, nu doar cu pasiune, cât și încearcă să fie corecți. Eventual trebuie să se separe de cineva ca să se manifeste acest soare, acest potențial, această iubire între voi. Și de-aia apare 5-5, care înseamnă schimbare, 5 de băte care a apărut în povestea generală, da? Da? 5, nevoia de schimbare. Cum v-ar iubi? O, ce frumos! Regina de cupe din suflet. Valetul de cupe, cavalerul de cupe, pardon. O, regina de băte și pasiunea, zis, și emoții. Vai, ce-mi place cartea asta, ritualul iubire sacră. Care, ia, uite, soare de două ori, ce frumos și, da, și 4 de băte încă o dată. Da, posibil sunteți flăcări gemene unii dintre voi. Posibil sunteți flăcări gemene. Da, trebuie să se elibereze, în primul rând ei. Da, vorbesc acum cumva iubi ei. Trebuie să se elibereze de 10 de spade, de o stare de însingurare, de niște dezamăgiri, probabil că și voi aveți de niște, da, de o așteptare a cuiva, probabil că o așteptat pe cineva și ați apărut voi în viața lor. Acum voi știți ce trebuie să eliberați, partea voastră de eliberare și de transformare. Eu acum spun că și ei au trecut prin multe dezamăgiri, de-aia apare 10 de spade. A aștepta pe cineva, a aștepta să se facă dreptate, că vă dați-o de spade, dar dreptatea se pare că se face prin voi și cu voi. Cum v-ar iubi? V-ar iubi, în primul rând, la apus de soare. La apus de soare. Într-un mod jucăuș, am zis, într-un mod jucăuș, există multă dragoste, multă copilărie și pasiune. Și pasiune, regina de bâte și emoții. Va iubi matern, va iubi senzual, romantic, dar va și provoca, va și iniția, va și iniția la o nouă formă de dragoste, soare și 4 de bâte, am zis flăcări gemene, iubire sacră cu soarele, ritualul și 4 de bâte, e o iubire sacră în care vor să vă inițieze, da? Pentru că voi aveți multă pasiune, aveți multă atracție, există această intoxicare și emoțională și fizică, să zic, dar nu-i suficient. Vor mai mult. Vor această moarte a egoului. Această transformare. M-am zis, o să vă schimbe această iubire într-un mod radical. Ce frumos! Cum va iubi? Își doresc să fie vulnerabil cu voi, să vă provoace, să vă pună un pic pe jar, apropo, da, de jar, să vă pună un pic pe jar,
printr-o manifestare un pic mai provocatoare. Asta poate să varieze de la personaj la personaj, dar nu doar atât. Asta suficient ca să creeze această deschidere care este necesară între voi, care să spargă blocajele și să vindece, da? Să vindece ce trebuie vindecat ca să vă pregătească și să vă pregătiți pentru acest ritual de inițiere într-o nouă formă. Noi, nu știu, deci o dragoste plină de optimism. Își dorește foarte mult să facă dragoste în natură, seara, la apusul, da, apusul soarelui. Să vă hrănească. Interesant, aveți chestiuni care țin de hrană. Da, să vă hrănească. Să vă hrăniți unul pe celălalt, da, și celălalt hrănește. Nu musai din rodul muncii, că din suflet, dar poate să fie și un stimul erotic prin hrană și să vă hrănească cu formele sale, da? Care sunt mai pline. Da, e frumos. Îmi place foarte mult. Sper că v-a plăcut și vouă etalarea. Foarte frumos. Foarte frumos. Deci îmi place că am făcut această înregistrare cu mai multe seturi, pentru că apar de 2-3 ori aceleași cărți și asta îmi confirmă o anumită energie care se întâmplă între voi. Da? Hai să vedem. Unde ești tu? Aici. Acum, cei care ați ales numărul 4, vedeți? Este floare de nu mă uita. Este albastră. Albastru ține de comunicare. Are și un pic de galben. Aveți nevoie de încredere. Dar, în primul și în primul rând, e o dragoste care nu se uită. Care n-ar trebui să fie uitată. Care probabil vă aduce aminte. Interesant. Vă aduce aminte de ceva din trecut. Floare de nu mă uita. Probabil că ați fost împreună într-o altă viață. Vă aduceți aminte de niște... Aveți sentimentul de déjà vu, interesant déjà vu aveți. Ați simțit că acest personaj îl cunoașteți dintotdeauna, că nu-l puteți uita, cât ați încercat să-l uitați, nu-l puteți uita, floare de nu mă uita. Vedeți? Să vedeți? Sau acum, a, s-a pus prea mult soare. Ia, cum să facă să vedeți mai bine? Vedeți? E frumos și că e delicat. Delicat. Este o iubire delicată și totuși care nu poate fi uitată. Situația generală dintre voi acum, în această perioadă. Hai să vedem unde sunteți. Judecata. A zis, simțiți că v-ați mai întâlnit. Renașteți. Cavalerul de spade, asul de bâte, 10 de cupe. Da. Acum, pe scurt, păstrez astea cărți, acestea. Este o oportunitate pe care ați pierdut-o. Este o situație, ori nevoia de a face bani, ori alte situații, personaje, joburi, hobby-uri care v-au reținut în manifestarea acestei iubiri și totuși vă doriți să mergeți mai departe, pentru că țineți foarte mult patru de monede, să echilibrați această poveste. Țineți foarte mult acest personaj, am zis nu mă uita, dar nu-l puteți uita pe acest personaj, da? Nu-l puteți uita, chiar dacă au fost regrete, vreți să construiți, să mergeți cu victorie, să manifestați cucerirea acestui personaj, să echilibrați situația și să aduceți, da, să-i cuceriți cu 6 de băte, vreți să-i cuceriți. Și se pare că a fost ori o despărțire din cauza distanței, poate ați fost peste hotare, ori
Nevoia de a face bani, de a întreprinde ceva, regele de bâte și 8 de monede. Poate că unul dintre voi a vrut să-și construiască, să se construiască financiar, s-a avut o afacere la distanță, ceva, un job, un proiect la distanță, peste hotare și ceva nu s-a putut manifesta. Acum se dorește renașterea cu lumea și cu judecata, se dorește renașterea acestei povești, pentru că nu se poate uita personajul la care vă gândiți, nu-l puteți uita. Sau ei nu vă pot uita, dar eu vă zic că totuși energia generală, da? Judecata. Ați avut timp în acest patru de cupe să judecați, să vă gândiți la ceea ce simțiți, la ceea ce vreți să construiți. Ați avut timp și vă ascultați intuiția, pentru că albastru ce înseamnă? Ține de al treilea ochi, da? De al treilea ochi și de... Și de chakra a cincea a comunicării, pentru că văd și cavalerul de spade. Ați avut timp să judecați, să vă gândiți. Dacă treceți peste ceea ce gândește lumea despre voi, probabil că sunt niște diferențe, sunt niște probleme peste care trebuie să treceți. Ia să vedem, să punem lițul. Da? Ați avut timp să judecați și acum vreți, simțiți intuiția, îngerii vă îndeamnă să renașteți această poveste. Și să o renașteți într-un mod neașteptat, cavalerul de spade, să vă duce și să vă exprimați adevărul, să vă exprimați pasiunea și euforia 10 de cupe, idealismul. Considerați această dragoste ideală, ideală cu 10 de cupe. Și la cum este de delicată, simțiți că este ceva special, ieșit din comun. Atracție este, dar poate scuzați-mă, atracția ați mai avut, da? Emoții poate ați mai avut, dar atât de multe emoții n-ați avut niciodată și din acest motiv nu puteți să uitați acest personaj. Probabil că în 2020 ceva s-a întâmplat, apare judecata și acum în 2021, da, 20 și 21, vreți să începeți o nouă etapă, o nouă lume în această poveste. Da, vreți să veniți victorioși. Poate că ați mai exprimat cândva această pasiune și ceva n-a mers atunci. N-a fost timpul divin. V-ați simțit copleșiți de ce ar gândi lumea, dacă sunt diferențe mari între voi. Cavalerul de spade și 6 de băte. Amândoi vor să cucerească. Nu doar cu băta, nu doar cu focul pe care îl simt, ci și cu mintea. Cavalerul de spade vrea să cucerească și cu mintea. Pentru că are multe emoții, dar degeaba ai atracție, degeaba ai emoții dacă nu le exprimi într-un mod inteligent. Și pentru casul de băte înseamnă și creativitate, trebuie exprimate și inteligent și creativ și emoțional. Deci toate aceste cărți reprezintă felul în care trebuie să comunicați acum ca să puteți să cuceriți sau să recuceriți, așa simt, acest personaj. Cum v-ar iubi? Ce simți? 10 de monede? 5 de cupe? Asul de monede? Roata norocului? Da, se dorește comunicarea. Se dorește comunicarea, este nevoie foarte mult de comunicare. S-a așteptat, uite, 4 de cupe apare de 2 ori, 3 de bâte care înseamnă așteptare și speranță. Speranța că se va vindeca o dezamăgire, 5 de cupe. Probabil că unul dintre voi are niște situații acasă, 10 de monede. Poate că unul a construit prea mult. Poate, a, interesant. Poate că e diferență financiară între voi. Poate diferență de cultură. Poate diferență de tradiție, de arbore genealogic. Și aici este cum treceți judecata peste ceea ce gândește familia, societatea despre voi. Pe de altă parte, acest personaj sau voi sau ei, unul dintre voi, ați avut niște probleme acasă, 10 de monede și 5 de cupe. Poate că a fost și o relație.
în viața unuia, a lor eventual, care i-a dezamăgit. Evident că se poate oglindi această poveste și în privința voastră, da? În viața voastră. Dar cum va iubi? Își doresc o nouă șansă, da? Să se schimbe energia, să se schimbe energia și să manifeste, dragii mei, să se manifeste asul de, ce frumos, asul de monede și asul de spade și valetul de spade. Pentru că au stat foarte mult în această hiperanaliză, au analizat de ce au regretat, ce au pierdut, ce s-a întâmplat în trecut. Contează atât de mult familia, contează atât de mult tradiția, 10 de monede înseamnă tradiție, contează atât de mult reușitele financiare, profesionale. Ce contează? 4 și 5. Ce contează în viață, într-atât încât să-și găsească echilibru mental? Poate, repet, a fost o dezamăgire pentru că văd 4 de cupe, s-a pierdut o ocazie, după care au plâns și ei. Dar au încercat să se vindece. Și acum apare această roată a norocului. Își doresc să se schimbe energia, își doresc ca timpul divin să fie potrivit în această perioadă ca să comunicați corect, sincer, să echilibrați, să aduceți victorie. 6 de bâte aduce victorie, victoria aduce și asul de spade și să puneți bazele unei relații, unei noi relații. Unei noi relații. Să exprimați valoarea sentimentelor. Să exprimați ceva valoros în această poveste. Cum v-ar iubi? În primul rând, cred că dacă v-ați întâlni acum, ar plânge. Cred că ați plânge și voi. Cu 4 de cupe am văzut de 2 ori și 5 de cupe. Ați plânge. Dar ați încercat să vă temperați un pic, să vă controlați cu 4 de spade suficient ca cât să schimbați această energie a regretelor, că nu s-a manifestat cândva, când vroiați voi, și să puteți exprima valetul de spade. Ce se poate construi real? Ce se poate... Cum se pot învinge blocajele? Asul de spade taie munții, da? Taie munții ca să ajungă la lumină, să ajungă la, eu știu, destinul său. Cum puteți trece peste blocaje, peste mentalități? Cum v-ar iubi în această perioadă? Cred că nici ei nu v-au uitat cu acest 4 de spade și 5 de cupe. Ia să vedem, cum v-ar iubi? 10 de spade... 9 de cupe, of, ce frumos. Judecata apare de 2 ori. Ia uite, a doua oară apare judecata. 9 și 10. Regele de monede. Da. Văd în continuare valetul de cupe, 5 de monede și lumea. Da. Ia, după lume, 6 de monede, 4 de spade, regele de spade. Văd posibil semne de aer, de apă, de pământ, în fine, orice semn, da, fine. Cineva nu a exprimat, cineva a fost defensiv sau poate prea rigid în exprimare. Poate au fost, pe de-o parte, probleme financiare. A fost un dezechilibru, clar, între voi doi. Dezechilibru datorat unor tradiții, a jobului, a unei alte relații, da? Au fost niște dezechilibre peste care se vrea să se treacă. Se vrea o nouă lume, lumea de două ori, da? Închiderea acestui capitol în care sunt probleme, pentru că voi nu vă puteți uita unul pe celălalt. Unul probabil e mai bine financiar decât celălalt, cu 5 de monede și regele de monede. Și aici este mândria cuiva. Dar totuși, se poate vindeca, da? Cu acest vale de cupe, cu niște cuvinte frumoase. Se poate vindeca pentru că există acest potențial. Cum v-ar iubi? Nu știu, eu așa simt că dacă v-ați întâlni, ați plânge și unul și celălalt. Pe de-o parte, în amintirea suferințelor prin care ați trecut, 10 de spade peste care se vrea să se treacă, judecata de două ori, da?
Vreți să vă împăcați, pentru că simțiți foarte multe emoții, 9 și 10. Dar unul, la un moment dat, n-a fost suficient de deschis. Da? 9 de cupe are speranță, dar nu se poate manifesta în practic acest cuplu dacă rămâne doar în faza de speranță, de emotivitate, de euforie, da? Trebuie să-l primească și pe celălalt ca să se manifeste 10, da? 9 și cu 1, 10. Și cum? Prin această judecată, prin această împăcare, prin această întâlnire, judecata și cu de două ori și roata norocului, destinul va aduce iar împreună, sau cel puțin își doresc să vă aducă iar împreună, ca să vindecați, să puneți capăt suferinței și să treceți de la speranță la bucurie. Să puteți manifesta, văd asul de monede și regele de monede, să puteți manifesta angajament. Regele de monede se angajează practic stabil în această relație, în construcția acestei relații. Da? 5 și cu 1, 6, se echilibrează situația și se creează o nouă lume. Probabil probleme financiare, profesionale au stat în calea și tradițiile și familia, monezile în mod special, au stat în calea acestei manifestări. Dar așa simt, unul dintre voi își dorește ca celălalt să ofere stabilitate, nu doar pasiune, nu doar comunicare, nu doar emoții, avem nevoie de stabilitate. Și dacă sunt niște diferențe, voi știți ce fel de diferențe, se dorește trecerea, depășirea acestor diferențe. Teresa în judecată apare sub 10 de monede și 10 de spade. Da? Se dorește împăcarea, judecata, valetul de cope, da? Împăcarea. La capătul setului de cărți, interesant. O, am zis, mai nici nu se poate. Da, ieșirea din tăcere. Eremitul invers. Ieșirea din tăcere, pentru că 6 de cupe, am zis, eu, dragoste pe care voi când v-ați întâlnit, o simțiți dintr-o altă lume. O simțiți dintr-o altă lume. Poate lumea aceasta de două ori și renașterea și judecata, pardon, de două ori, înseamnă să renașteți în această lume ceea ce nu ați terminat într-o altă lume, într-o altă viață. Da? Este o dragoste pe care ați simțit-o de la prima întâlnire, ca fiind ceva misterios, ceva ce vine dintr-o... Ia uite, aceleași culori, da? Aceleași culori, Marea Preoteasă și Floarea de Nu Mă Uita. E o dragoste care vine dintr-o nouă dimensiune. Probabil ați avut un deja vu când v-ați întâlnit, vi s-au umplut paharele și cupele și inima în momentul în care v-ați privit în ochi sau v-ați simțit în aura, în preajma celuilalt. Poate nici nu v-ați privit prima oară, dar stând în preajma celuilalt, ați simțit aceste emoții intense, imense și pasiune, dar în mod special emoții. Telepatie, toată ziua, bună ziua, telepatie, suficientă cât să creșteți spiritual. Unul dintre voi este mai dezvoltat spiritual, celălalt este mai dezvoltat financiar. Unul dintre voi este mai tradițional, altul este mai netradițional. Aici este, trebuie să treceți peste o judecată. Unul dintre voi este mai independent, mai singuratic și aici este, trebuie să treacă, să iasă din această singurătate. Pentru că ceea ce simțiți este copleșitor. Da? Se vede aici. 10 de cupe, asul de spade, de băte. Și mai aveți încă 2 ași. Da? Dar acești 2 ași aduc practicabilitate în această relație. Nu doar emoții și atracție. Da. Și aici este felul în care va trebui să judecați și să schimbați felul în care judecați. Valoarea unuia nu constă doar în reușitele financiare sau în faptul că are o familie mai înstărită, ci și în aceste reușite spirituale. Repet, unul este mai spiritual decât celălalt, dar celălalt trebuie să înțeleagă că valorile variază, se schimbă și nu pot fi calculate sau măsurate după aceleași criterii financiare, materiale, pământene, eventual pământene. Pentru că altfel aduce suferință în această poveste și este absolut păcat. Este păcat. Este păcat. Și trebuie să încheiați cum v-ar iubi.
ar încerca să, de fapt, euforia, speranța, stările emoționale pe care le au în preajma voastră sau când vă întâlniți, pot să vindece acest ciclu de trădări, de suferință, de nemanifestare. Își doresc să asculte intuiția cu judecata. Și ar fi frumos să vă doriți și voi, pentru că apare de două ori, da? Să vă ascultați intuiția, nu doar nevoile financiare de stabilitate. Da, e nevoie de stabilitate, dar stabilitatea nu o dă nu să ai bani. Că și oamenii aceștia care trec prin frig, prin ceață, au o stabilitate, da? Aia, care este, da? Nu doar banii în bancă aducă stabilitate. Nu doar tradițiile. Nu doar statusul social, profesional, politic, da? Deci judecați, judecă. Au nevoie de cupa voastră ca să simtă această totalitate pe care ați simțit-o și unul și celălalt. Am văzut 6 de cupe, da? Și unul și celălalt ați simțit 10 de cupe când v-ați întâlnit. Ați simțit acest mister. De unde vine această senzație, această dragoste? De unde vine? Dar, repet, unul este independent, altul s-ar putea să fie în niște contracte. Contracte poate să fie și jobul, poate să fie și familia din care se trag, la contract cu părinții, contract karmic, și cu un alt personaj. Oricine poate fi contract karmic. Și aici este. Cum va iubi, repet, cu multe lacrimi, cu multă speranță, cu multă tandrețe și intensitate, profunzime, în sensul ăsta de profunzime. Este o dragoste, oh, interesant cum vine mesajul, o dragoste care strigă din alte dimensiuni. Probabil că v-ați întâlnit, v-ați iertat în alte dimensiuni și acum se dorește manifestarea în practic, da? Asul de spade și asul de monede, aceste iertări, aceste împăcări. Doamne ajută! Asul de monede, a doua oară, ce frumos. 8 de spade. Cavalerul de cupe, nu, valetul de cupe apare a doua oară. Asul de băte apare a doua oară, ce frumos și nebunul, da? O nouă lume, să o luați de la zero. Pentru că până acum nu s-a manifestat. Regele de spade apare a doua oară, parcă. Da? Regele de spade. Cineva nu și-a exprimat emoțiile, a încercat să pară mai distant. Și totuși, ce simțea? Multă, multă pasiune. Aici trebuie să vă tratați de la egal la egal. Aici este. Da? Pentru că unul era obișnuit să-l trateze pe celălalt, mai ales bărbatul era obișnuit să trateze femeia ca fiind un accesoriu sexual necesar în, eu știu ce, parte din viața lui. Partea de jos, da? Da? Inferioară a corpului său sau a vieții sale. Și totuși, sunteți egali, am zis. Chiar dacă valorile sunt diferite, sunteți egali. Și aici era provocarea. Pentru că 6 de cupe, energie echilibrată, 6, da? 3 și 3. E energie echilibrată. Dar fiecare echilibrează într-o altă direcție. Unul într-o direcție spirituală, altul exact în direcția cealaltă, practică, pe care nu are celălalt. Wow! Au fost conflicte. Poate că a mai fost cineva la mijloc. 5 de spade. A fost un turn. Da, a apărut cineva. Da, un turn. A apărut un turn, o atracție la distanță, 3 de bâte. Și totuși, se dorește renașterea. Zero. Renașterea, judecata de două ori, zero, lumea de două ori și zero. Punctul zero. De fapt, aici este tot un zero, da? Aici este tot un zero. Să o luați de la capăt. Pentru că simțiți, am zis, nu vă puteți uita unul pe celălalt. Vreți iar? Asul de monede apare de două ori. Asul de bâte apare de două ori. Nu vă puteți uita. Și unul și celălalt s-a abținut. Da. Unul poate din motive. Unul s-a abținut din motive spirituale. A considerat că aceasta este o tentație extrem de mare. Da? Mai ales personajul care este
evoluat spiritual, a considerat această atracție extrem de intensă și o tentație. Poate au crezut că o să scadă în vibrație din cauza acestei tentații. Celălalt s-a abținut din cauza că este gelos, a considerat că celălalt are pe altul, pe alta și... Aici este, trebuie să o luați de la zero. Să învingeți aceste programe mentale, aceste obsesii, aceste gelozii. Dacă a mai fost un personaj care a intervenit în viața uneia sau a celuilalt, treceți peste, pentru că voi împreună ardeți ca un foc, da? Până la cenușă. Asta vă doriți. Cum v-ar iubi? Cu tot focul pe care îl simt în preajma voastră. V-ar iubi până la epuizare, așa simt. V-ar iubi până la epuizare și pentru că aici multă lume zice că este o femeie gravidă și ar dori o relație stabilă, da? În care să se simtă în siguranță, nu doar în această ardere. Își doresc stabilitate. Se doresc în siguranță lângă voi. Vor să poată după aceste nopți de dragoste să rămână în brațele voastre, să doarmă, să mai petreacă încă o zi și încă o zi și încă o zi și încă o zi. Da? Să învigă aceste rețineri. Și totuși unul dintre voi vrea să exprime. Vrea să exprime ce s-a întâmplat. Este cineva care scrie ceva. Și voi și spade, am zis, nevoia și a voastră și a lor de a exprima. Ce s-a întâmplat? Ce blocaje au fost? Ce rețineri? Ce frici? Posibil, nu obligatoriu ca doar doamna sau cine a fost evoluat spiritual, da? Să fie avut rețineri, posibil să fie avut rețineri și celălalt. Pentru că a considerat că este o atracție prea ideală. Prea ideală. Cum pot să simt atâtea pentru cineva? Nu. Lasă că merg în altă direcție și totuși revine, că de-aia apare și floarea. Nu mă uita, da? Nu mă uita. Și poate că unul și altul, într-un fel sau altul, v-ați transmis acest mesaj. Nu mă uita, pentru că dragostea noastră este mai presus de lumea în care trăim. De lumea în care trăim, de judecata pe care trebuie să o înfruntăm. Judecata lumii, uite, judecata de două ori, da? De judecata lumii, da? Noi trebuie să o luăm de la zero pentru că judecata angelică ne impune, sau cum să zic, nu judecata. Îngerii ne cheamă la o nouă manifestare. La acest zero. Ca să putem începe. Ardem karma veche ca să putem construi ceva nou, asul de monede. Uf! Cărți foarte frumoase. Cărți foarte frumoase. Sper că v-a plăcut, dragii mei. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și de mâine încep și cu etalările pe zodii. Vă pup! Ceau, ceau!